Biserica din satul Izimșa are un nou preot, preasfințitul părinte Nicodim, a oficiat slujba religioasă în cadrul căreia a fost hirotonit întru preot Barbu Ionuț și i s-a încredințat întru păstorire această parohie. Taina hirotoniei a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii, înaintea credincioșilor parohiei Izimșa, în prezența cărora părintele Barbu Ionuț a rostit solemn mărturisirea de credință ortodoxă. Primarul comunei Obârșa de Câmp, Marinela Dumitrele, a fost prezentă la slujbă, fiind un om extrem de implicat în comunitatea sa, dorindu-și tot ceea ce este mai bun pentru cetățenii pe care îi reprezintă. Astăzi a fost hirotonit un nou preot în satul Izimșa, încredințându-i se într-o păstorire parohia Izimșa. Îi doresc noului preot slujire îndelungată, mult har și dar dumnezeiesc în drumul spre mântuire. De asemenea, îi doresc să-și păstorească enoria și înțelept, responsabil, cu multă smerenie și înțelegere. Obârșa de Câmp este un sat care a dat un număr mare de preoți, semn că aici, în această așezare de creștini ortodoxi, credința strămoșească este adânc înrădăcinată. A fost o zi foarte specială pentru mine, o zi plină de încărcătură emoțională, deoarece bucuria harului primit de la preasfințitul Nicodim a fost foarte mare. Am trăit emoții mari, mai mari ca niciodată. Sper să, cu ajutorul lui Dumnezeu, să păstoresc credincioșii spre desăvârșire, să avem o înțelegere foarte bună și să ne ajute Dumnezeu cu sănătate să le trecem peste toate. Vicepreședintele Consiliului Județean Mehedinți Ionică Negru a fost prezent la slujbă, susținând faptul că astfel de evenimente ne aduc mai aproape de locurile natale și de credință. Astăzi am participat cu mare drag și cu multă emoție în comuna mea natală, Obârșa de Câmp, unde s-a petrecut un eveniment cum se petrec puțin în ultimul timp, și anume a fost hirotosit un tânăr preot în satul Izimșa, și unde ne-am bucurat de prezența preasfințitului Nicodim, episcopul Severinului și al Strehai. Enoria și înțelepți, responsabili și cu multă smerenie, i-au fost alături preotului, întrucât în drumul spre mântuire nu ne este dat să trăim prea multe astfel de momente unice și emoționante. La eveniment a fost prezent și preasfințitul Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei. Am oficiat Sfânta Liturghie împreună cu Părintele Protopop, cu mulți preoți de aici din zonă, în Biserica Parohiei Izimșa, o biserică unde a păstorit timp de 47 de ani unul dintre vrednicii preoți ai episcopiei noastre, Părintele Dobre Florea. De asemenea, în locul părintelui, care este pensionar, a avut loc hirotonia și instalarea ca preot paroh a unor fiu al acestor locuri, absolvent al Facultății de Teologie, Ionuț Barbu. De asemenea, fiecare dintre noi medităm la cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos, care a spus: mai fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc pe el. Ori de câte ori împlinim poruncile, împlinim cuvântul Evangheliei, simțim în inimă o bucurie, fiindcă a subliniat cei ce ascultă cuvântul și îl împlinesc pe el. Evenimentul a fost cu atât mai special cu cât a avut loc într-o zi cu o importantă semnificație pentru credincioși, și anume intrarea Maicii Domnului în biserică.